Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit! Știu că vă lasă puțin în ceață titlul acestei emisiuni, Fața nevăzută a anilor 20, dar vă spun eu, o să fie foarte interesant. Puțină vreme ne mai desparte de 2020 și chiar ar fi interesant să aflăm, cel puțin de pe acum, ce ne așteaptă. Evident, l-am invitat în platoul televiziunii Arad pe prietenul meu, amicul meu de multă vreme, Ionuț Agachi. Bine ai revenit, Ionuț! De mult nu ne-am mai văzut! Așa este, bine te-am regăsit, Codruța! Ce se întâmplă în anii 20? Până acum ne-ai pus tu un temă în fiecare an, dar de anul viitor încolo, ce se va întâmpla? Se întâmplă ceva ce nimeni nu ne va putea spune cu siguranță. Eu unul abia aștept să se întâmple lucrurile astea, să vină perioada asta și chiar să și treacă perioada întregii decade a anilor 20, pentru că vorbim aici de anii cuprinși între 2020 și 2029. În studiile pe care le fac, studiile numerologice pe care le fac, am ajuns la un moment dat la niște calcule și am început să calculez în viitor, ceva pentru viitor, ceea ce urmează să se întâmple, perioada sau vibrația sau energia perioadei care urmează, prin care urmează să trecem. Și mi-a atras atenția în mod deosebit. Lucrurile astea sunt destul de simple de văzut, pentru că, mai ales pentru numerologii care lucrează în mod constant cu informațiile astea. În primul rând, începând cu anii 2000 deja, în orice zi de naștere vom avea câte un 2, câte o cifră 2, ceea ce până în 1999 nu s-a întâmplat în mod obligatoriu. Deja de aici se întâmplă o schimbare majoră în viața noastră, în viața chiar a întregii planete. La nivel global putem să vorbim despre schimbări care se manifestă. Pe lângă faptul că ne aflăm în momentul de față, încă am putea să spunem că ne aflăm în perioada de tranziție dintre două milenii. Ceea ce la fel este un fapt formidabil, pentru că sunt foarte puțini oameni pe planeta asta care ajung vreodată să trăiască o astfel de schimbare, o astfel de tranziție între două milenii. Îți dai seama ce privilegiați putem să fim. Dincolo de lucrul acesta, de la începând de la anul din 2020 până în 2029, în fiecare zi de naștere, în fiecare dată calendaristică, vom avea minim 2 de 2. Asta înseamnă că nu va mai fi mai puțin de atât. Din punctul ăsta de vedere, eu am făcut și niște grafice. Nu le-am adus aici, nu le-am pus aici, dar o să pot să le explic așa în linii mari măcar, să spun cam care sunt diferențele, pentru că diferențe sunt fantastice. Tocmai de aceea nu avem cum să comparăm sau să ne dăm seama la ce să ne așteptăm în mod deosebit, ca să pot să zic, uite că așa a mai fost. Vor fi câteva explicații și comparații pe care le pot face, legat de comportamente, legat de unii oameni, legat de viețile unora și altora, cum se manifestă toate lucrurile astea, și vom putea să creionăm foarte clar, în linii mari, cam despre ce va fi vorba de acum încolo. În general, când vorbim despre vibrația aceasta lui 2, ține foarte mult de sfera sufletească și, din punctul meu de vedere, acolo se vor întâmpla majoritatea schimbărilor și a transformărilor, sau de acolo măcar vor pleca punctele cheie ale evenimentelor în general. O altă simbolistică sau o altă corespondență a cifrei 2 este și femeia. Așa. În general, tot ceea ce înțelegem noi prin femeie. Acum mai trebuie făcută o diferență, pentru că sunt foarte mulți care profită și în general s-a profitat de aspectul acesta. Doiul este asociat cu lumea nevăzută, cu partea întunecată, cu reversul medaliei, este asociat cu luna, cu partea profundă a omului și în general cu lumea aceasta nevăzută, cu altceva. Ei, au fost de-a lungul anilor foarte mulți care au profitat de această simbolistică și au aruncat foarte mult vina, tot ce era mai rău, asupra femeii și atât. Ce vreau eu să fac, diferența care vreau să o fac și să o explic, este că fiecare dintre noi, atât bărbați cât și femei, avem în noi o latură feminină.
Când vorbim despre energia lui 2, despre vibrația lui 2, despre această latură ascunsă a noastră, despre această față nevăzută a noastră, pentru că despre asta e vorba într-un 2, vorbim despre fața nevăzută a fiecăruia dintre noi, atât femeie cât și bărbat. Diferența este în continuare că la femei, femeile sunt predominant, se comportă predominant, caracteristic acestei calități a lui 2. De a fi mai maleabilă, mai emoțională, mai chiar și mai plină de viață și capabilă să dea viață în același timp. Chiar dacă unul este principiul generator, pentru că din unul rezultă totul, mai departe este nevoie de energia aceasta vitală lui 2 ca să poată procrea împreună cu 1. Bun. Și asta de ce am vrut să spun despre femei? Pentru că de câțiva ani încoace, cred că ai văzut și tu că peste tot deja femeile încep să obțină putere tot mai multă, autoritate tot mai mare. Și deja ajung chiar și țări să aibă președinți femei, chiar și în Parlament apar tot mai multe femei, în funcții foarte importante apar din ce în ce mai multe femei. Lucrul acesta mai este exemplificat sau aș putea să zic chiar și indus uneori prin foarte multe filme. Chiar cele mai importante, în general, filme, o să observăm chiar și acolo această simbolistică a anilor 2000. Uh-huh. Și nu este vorba că cineva ne obligă într-acolo, este vorba că perioada respectivă presupune ca o astfel de entitate sau femeile să vină la putere, să preia puterea și ele să fie cele care conduc. Nu este obligatoriu că o vor face și bine din punctul ăsta de vedere, pentru că aici mai ține de multe alte aspecte, de educație, de pregătire și încă suntem la început, în orice caz, suntem la începutul mileniului 3 deocamdată. Toate lucrurile astea se vor educa. Dar în cea mai mare parte este rândul femeilor să ajungă la putere sau să-și spună cuvântul, să spună ceea ce au de spus. Cu atât mai mult cu cât, cum am vorbit de la început, în următoarea perioadă vor fi niște zile sau pe toată perioada celor 10 ani vor fi zile foarte intense, cu energie emoțională, sentimentală, o vitalitate foarte puternică. În momentul în care se nasc copiii cu astfel de calități, mama va avea cea mai mare responsabilitate. Acum, în numerologie se mai fac niște, în general sunt niște calcule care se fac, am mai vorbit eu chiar și în emisiunea la tine, nu pot să le explic aici pentru că este destul de dificil, chiar și un flipchart dacă aș avea să le desenez, chiar și atunci se fac greșeli, dar se pot găsi tipurile de calcule. Dar se obține un șir numerologic, pornind de la ziua de naștere, se fac câteva calcule și se mai obțin câteva cifre suplimentare, se obține un șir numerologic, acela se introduce într-o matrice cu 3 linii, 3 coloane. Vorbim despre acei doi, da, din matricea numerologică. După anul 2020, cum am zis, apar de la 2 în sus. Cu cât apar mai mulți de 2 acolo, cu atât copilul va fi mai puternic influențat de către mama sa. Aha. În viața lui. Pe lângă faptul că acei mulți de 2 îi atribuie lui niște calități intense din punct de vedere emoțional, cum am mai spus, din punct de vedere al plăcerii de a trăi viața. Doiul ține de această latură chiar și ascunsă a noastră, dar latura profundă. Dorința de a cunoaște, dorința de a cunoaște nevăzutul, de a pătrunde în tot felul de sfere ascunse. Și aici nu mă refer strict la partea aceasta ezoterică, pur și simplu în orice fel curiozitatea omului. Dar este vorba despre o curiozitate din dorința de a trăi viața mai intens. Pentru că, fundamental, omul caută să-și provoace foarte multe trăiri și foarte diverse. Cu cât sunt mai mulți de doi, cu atât omul își dorește să aibă trăiri mai intense. Și are nevoie de ele pentru ca să se și consume, pentru că această cantitate mare de doi presupune că omul este și foarte plin de energie. Energie vitală, energie de a face, energie de a munci, de a face muncă fizică, de a se consuma.
Și din punctul ăsta de vedere sunt destul de puține domenii, să zic așa. Pentru că unde se manifestă cel mai puternic, ori pe plan sexual, acolo se vede foarte puternic, ori pe plan, îi vedem pe oamenii care vorbesc foarte mult și care au darul de a vorbi, cărora le place foarte mult să se exprime, dar aici vorbim de exprimarea strict verbală, care oricum poate să fie combinată și cu gesticulația, și cu actoria, și cu foarte multe altele. Ori în sport sau în dans, orice fel de mișcare fizică. Și ce am mai văzut foarte mult, pentru că ține această calitate a lui Doi, ține, cum am spus, de latura interioară, de această plăcere interioară, ține foarte mult de latura artistică a omului. Și sunt oamenii având foarte multă vitalitate în tine, poftă de viață, dorința de a te exprima în foarte multe, foarte colorat, să spun așa, cam cea mai bună soluție pentru oameni este să găsească un mediu artistic unde să se exprime, unde să lase tot ceea ce zace în interiorul lor să iasă la suprafață. Acum, haide să dau, ca să mergem așa în paralel, o să dau câteva exemple ca să înțeleagă oamenii poate mai ușor cam despre ce este vorba. O să spun întâi despre ce înseamnă lipsa lui 2 sau un singur 2 în matricea numerologică. În primul rând, comparativ, vorbind pe decade, decada 2010, decada 2000, decada 90, 80 și așa mai departe, persoanele sau zilele cu un singur 2 și sau fără niciun 2 în matricea numerologică au fost foarte multe. Foarte, foarte multe, undeva se duceau împreună undeva la 40-50%. Cam așa. Comparativ cu ceea ce se întâmplă din 2020 încolo, când nu o să mai avem deloc de a face cu ei. Nu o să mai existe așa ceva. Acum, ca să se înțeleagă mai departe, când nu există acel doi, oamenii sunt, par mai apatici, par mai nehotărâți, parcă nu știu cum, câteodată sunt foarte expresivi, foarte plăcuți, foarte vitali, altădată deloc. Când există un singur doi, oamenii sunt foarte reci, distanți, îi găsim foarte mult în politică cu un singur doi. Îl avem chiar și pe președintele nostru Iohannis, pe Angela Merkel, mi-am notat aici mai multe personalități să vorbim, uite, Sergiu Nicolaescu, Emil Boc, Marius Tucă, Muguri Sărescu, Laura Codruța Chioveși și Corneliu Vadim Tudor, un singur doi. Sunt oamenii care spun ceea ce au de spus în modul direct. Nu le place să fie foarte teatrali în viața lor. Au un singur nivel, așa, la care își consumă viața. Fără niciun doi, acolo avem de-a face cu Andreea Raicu, cu Monica Columbeanu, Ion Iliescu, Sorin Oprescu. Sunt oameni la fel care sunt mai reci, mai distanți, mai își văd de viața lor, de ale lor, le place ceea ce fac și merg mai departe. Nu ne vom mai întâlni cu astfel de calități în următorii 10 ani. În momentul în care am ajuns la studiile astea, la calculele astea, mi-a atras atenția pentru că e vorba de 10 ani. Când vorbim de perioade mai scurte, pe un an sau pe 2 ani, aici am mai avut de-a face cu astfel de perioade. Nu ne este atât de străin acest aspect pe perioade mai scurte, dar pe o perioadă de 10 ani este foarte mult. Ei, când mergem mai departe de la 2 de 2 încolo, sunt oamenii deja foarte expresivi, foarte calzi, foarte plăcuți. Este o calitate foarte plăcută. Cu cât oamenii au mai mulți de 2 sau măcar undeva la 2, 3 sau 4 de 2, sunt oamenii cu care nu te plictisești. N-ai, pentru că ei tot timpul au ceva de spus. Găsesc subiecte și de discuție și din contră ei nu sunt genul care să poată sta tăcuți. Din punctul ăsta de vedere, doar din punctul ăsta de vedere, gândește-te așa că urmează 10 ani de zile de copii. Eu aș spune în felul următor că n-am mai putea să-i băgăm la categoria introvertiți. O, ce tare. Da. Dar asta e interesant și foarte este bine. Este foarte bine, interesant. Mă gândesc că probabil, nefiind introvertiți, de obicei un om introvertit cred că își creează niște stări care pot duce la depresie, pot duce la alte gesturi. Exact. Asta nu înseamnă că va dispărea cu totul depresia, pentru că sunt alte laturi care îi pot atrage într-acolo, dar în linii mari, cum am zis, oamenii de la 2 de 2 în sus nu au cum să-și rețină stările interioare. Mm-hmm.
de la 2 de 2 în sus, altfel spus, nu își pot ascunde sentimentele. Doar în fața celor care refuză sau chiar nu sunt capabili deloc să-l citească pe celălalt după ceea ce emană. Care e numărul maxim de 2 din matrice? Se poate ajunge până la 7. Deci maxim 7. Da, ceea ce din nou va fi o diferență enormă, pentru că în ultimele decade, vorbind de decade, abia dacă am găsit câte 1 la 10 ani. Aha. Anul, în următoarea decadă, vor fi undeva la 40 și ceva, ceva de genul ăsta de zile, în toată decada. Deci e o diferență enormă de așa ceva. Aici extrema nu este neapărat atât de elocventă, dar sunt alte diferențe, de la 2 de 2, de la 3, 4 și chiar 5 de 2. Uite, de exemplu, cu 3 de 2 îl avem pe Florin Piersic. Da. Este printre cei mai, să zic așa, reprezentativi. Eu îl văd exemplul perfect. În general, când am de-a face cu oameni cu 3 de 2, par rude cu Ion Creangă pentru mine. Sunt atât de buni povestitori, le place atât de mult să se distreze, să spună bancuri, să povestească, să danseze, să trăiască viața foarte intens. Și sunt oameni pe care nu-i poți opri din ale lor. Gândește-te că în decada următoare, un sfert această caracteristică de 3 de 2 în matricea numerologică o vom găsi la peste un sfert din cei care se vor naște. Comparativ cu ce va fi de acum încolo, ce a fost în anii trecuți, toată cantitatea asta abia dacă ajungea undeva la 7-8% din întreaga decadă. Diferența se face foarte mare, atâta vreme cât, cum am spus, în ultimii ani, cei fără 2 sau cu un singur 2 ajungeau undeva la 60%, acum se schimbă total balanța. Ajung undeva la peste 60%, cei cu 3 de 2, cu 4 de 2 și cu 5 de 2. Deci nici măcar nu vorbim de cei cu 2 de 2, care și ei sunt foarte intenși. Deci e o diferență fantastică în această, e un dezechilibru, aș zice eu, în primă fază. Pentru că va fi destul de dificil pentru cei născuți, pentru că aici va fi, diferența de generație aici va fi între 80-90, cam ei vor fi cei care vor da naștere în perioada următoare copiilor. Undeva la 20 ceva, 30 de ani. Și vom avea de-a face cu părinți care vin majoritatea undeva peste 50%, sunt cu astfel de calități de oameni mai retrași, mai reci, mai simpli din punctul acesta de vedere al exprimării emoțiilor, sau mai office, cum le zic eu, nu-și permit tot timpul, chiar dacă ne-i clocotește câte ceva, dar nu-și permit și nu sunt genul care să arate, să se exprime în mod public sau deschis. Iar copiii pe care îi vor avea, pe care îi vor avea în primul rând de educat și de înțeles și de comunicat cu ei, vor fi explozivi de-a dreptul. Și o fi cam greu. Și da, va fi, din punctul ăsta de vedere, va fi, zic eu, destul de dificil, pentru că, în general, din păcate, nimeni nu folosește, sau sunt foarte puțini, hai să zic așa, sunt foarte puțini care folosesc informația de genul ăsta, astfel încât să-și pregătească măcar câțiva oameni. Nu neapărat, nu mai vorbim acum de școli întregi care ar trebui să pregătească mamele sau femeile în general pentru perioada următoare, pentru că vorbim de viitorul nostru. Iar diferența și șocul și războiul acesta dintre generații, eu zic că va fi foarte mare. E greu să-mi imaginez cam care vor fi meseriile care li se vor potrivi. Pentru că în cea mai mare parte putem să întâlnim, cum am zis, în mediul actoricesc, în tot ce ține de divertisment. Sunt foarte mulți. Bine, ei sunt peste tot, în general, oriunde se potrivesc. Dar având în vedere că eu îi văd foarte mult în zona aceasta de exprimare neconvențională, eu nu mă aștept să se transforme foarte mult lucrurile. Cum vedem deja că se întâmplă cu cei tineri care adoptă tot felul de stiluri noi de viață,
și caută să fie diferiți, caută să fie nonconformiști, să iasă foarte puternic în evidență. Cu atât mai mult se va întâmpla pentru cei născuți în următoarea decadă, cu cât au și mai mulți de doi, și mai multă necesitate de a se exprima, de a trăi viața intens, vor căuta cu atât mai mult să fie neobișnuiți. Nu de puține ori se va întâmpla ca să-și caute această nevoie sau să-și astâmpăre această nevoie de altfel de viață, chiar și în tot felul de substanțe care să îi facă să simtă altfel viața. Pentru că sunt lucruri foarte importante de luat în calcul. Nu e neapărat doar latura pozitivă, dar va fi latura pozitivă pentru că vor fi foarte deschiși, vor fi foarte prietenoși. E greu de imaginat, noi n-am mai avut de-a face cu așa ceva. Pentru mine, toată perioada următoare, am mai zis-o și o repet, este ca și cum am întâlnit extratereștri. Ce tare! Este exact același lucru pentru mine, pentru că îmi dau seama ce cantitate de energie și ce fel de diferență se va întâmpla în următoarea perioadă. Doar că manifestarea lor mai puternică va fi undeva după anul 2030 încolo, când vor începe să se maturizeze, când vor mai crește și vor avea și puterea să se exprime. Dar în orice caz, spre deosebire de mulți alți copii, vor avea puterea să se exprime mult mai devreme și se vor remarca mult mai puternic. În același timp, extremitatea aceasta a trăirilor interioare și sufletești poate să ducă și către foarte multe boli. Chiar și în momentul de față există persoane tot așa cu anumite calități și în matricea numerologică care ajung foarte ușor să dezvolte boli grave și destul de dificil de tratat și uneori chiar de diagnosticat. Din punctul ăsta de vedere, aici avem de-a face cu stările părinților foarte mult. Viața părinților, educația părinților, sinceritatea părinților. Asta poate să ajute sau poate să strice foarte mult în perioada următoare. Am întâlnit multe cazuri de genul acesta în care cupluri care își ascund lucruri privite din exterior apar ca și nimicuri, dar ei își ascund foarte multe lucruri, preferă mai degrabă să le ducă și în mormânt cu ei decât să le spună, decât să le exprime și atunci se nasc între ei copii cu probleme grave de sănătate, foarte grave de sănătate. Și acesta la fel este un aspect care ar trebui luat în seamă și eu aș merge mai mult pe educarea părinților și educarea emoțională a părinților. În general, a omenirii, a oamenilor, asta ar fi punctul cheie, zic eu, pentru următoarea perioadă de timp, dar mai ales pentru părinți o educare emoțională și mai ales a mamelor, pentru că acolo va fi punctul cu adevărat cheie. Repet, interesant. Mamele vor fi cele mai influente în viețile copiilor de acum înainte. Foarte rare cazuri în care să se mai întâlnească, să zic așa, ca și cum masculinitatea trece pe locul 2. Ca și cum nu va mai fi nevoie de bărbați care să știe să dea cu pumnul în masă, care să fie acolo influenți. Chiar dacă rămâne bărbat în casă și mascul în casă, va fi genul care să se folosească mai mult de calitățile feminine, de seducție, de capacitatea de a te vrăji prin vorbe, de a povesti cu tine, să se împrietenească cu tine, să se apropie de tine, să-ți intre pe sub piele. Pentru că asta înseamnă calitatea lui 2. Și cam asta va fi forța în următoarea perioadă. În același timp există și extrema opusă. Pentru că vorbim tot de acea calitate cu 3 de 2 în matrice, l-am avut și pe Ceaușescu, l-am avut și pe Hitler. Aha. Cu 3 de 2 acolo. Deci există și forma de manifestare sau de la 4 de 2 încolo este un pic mai complicat. Păi ne povestești, mai rău stau lucrurile. Că sunt curioasă acum, dacă mi-ai spus că sunt 7 de 2 e maximum. Da. Chiar sunt curioasă cum se accentuează și ce anume. Uite, cu 4 cu 5 de 2 vor fi la fel foarte multe cazuri, ca să spun exact, să nu greșesc, undeva la 13%.
4-2? Da, cu 5-2. A, cu 5 de 2. Cu 5. Cu 4-2 deja se duc la un sfert. Se duc aproape de 25%. Adică scade procentajul cu cât crește numărul de 2. Da, scade un pic, dar comparativ cu anii precedenți, adică, uite, de exemplu, în următoarea decadă, în următorii 10 ani, vom avea persoane cu 5-2, cât n-am avut în ultimii 40 de ani. Foarte tare. Da. Și asta ce înseamnă? Ca să-ți dau numai câteva exemple. Andreea Marin, Stella Popescu, Ana Blandiana, Nadia Comăneci. Gândește-te că vor fi de 4 ori mai mulți astfel de oameni decât au fost până acum. Și, na, știm cu toții ce înseamnă o Stella Popescu. Da. Cum arăta o astfel de femeie și cu câtă pasiune își trăia viața. E, vom avea de-a face cu de 4 ori mai mulți astfel de oameni. Și asta e o diferență mică când vorbim de cei cu 4-2. Aici deja cam la fel, se dublează, cel puțin dublu față de ultima perioadă. Dacă ne ducem înainte de anii 2000, acolo se triplează sau mult mai mult de atât. De 4, de 5 ori crește doar pe decade. Cu 4-2 a fost Toma Caragiu, Maia Morgenstern, Andrei Gheorghe, Liviu Dragnea, mai este Demrădulescu, Jack Nicholson, Tom Cruise. Sunt persoane foarte influente, persoane care pun multă pasiune în ceea ce fac. Diferența la acești 4-2 este că oamenii pot ajunge ușor, aici este, poate apărea un aspect negativ, că de multe ori îi văd și genul de oameni foarte mohorâți cu 4-2. Asta e singurul aspect, să zic așa, negativ. În calitățile în general ale lui 2 în matricea numerologică atunci când apar 4, pentru că 4 este în general mai rigid. Se simbolizează rigiditatea, încăpățânarea. Și sunt oameni care se pot duce în extrema aceasta a faptului că se transformă în foarte mohorâți și e foarte dificil să mai poți lucra cu ei și chiar sunt capabili să schimbe starea tuturor celor din jur doar pentru că lor nu le-a convenit ceva. Dar chiar și așa, în cea mai mare parte sunt oameni care, uite, și Andy Moisescu și soția sa Olivia Ster, la fel, au câte 4-2. Ei se vor înțelege foarte bine între ei în general. Toată generația care urmează se vor înțelege foarte bine pentru că vor avea multe subiecte în comun. Sunt oameni care tot ce ține de sporturi extreme, să zic așa, noi nici nu ne putem imagina ce înseamnă. Adică ce am văzut noi până acum pentru ei va fi aproape ca și cum a fost pentru noi șotronul. Adică ce înseamnă astăzi sport extrem pentru copiii care se vor naște în următorii 10 ani va fi ca și cum a fost șotronul pentru noi în copilăria noastră. Foarte tare. Ceva de genul acesta se și va întâmpla. Și foarte îndrăzneți atunci. Da, pentru că e dificil poate de înțeles așa. Vezi, mi-e ușor pentru că am lucrat foarte mult cu oamenii și îi cunosc foarte bine, știu ce înseamnă aceste calități. Oamenii s-ar putea să uite ca la efectiv la extratereștri, ceea ce am zis și eu, că exact la asta mă aștept, să se transforme viața cu totul, dar cel mai și cel mai puternic se va vedea undeva din 2030-40 încolo. Da, când vor crește, vor avea da. Între timp, eu nu mă aștept la foarte multe conflicte în primul rând. Conflictele acestea între generații și conflicte legate de comunicare, în primul rând. Pentru că de acolo va pleca starea sufletească cu care vine fiecare. Cei mici vor fi foarte încărcați și foarte dornici să cunoască viața, să experimenteze, să se dea cu capul de pereți, să vadă ce e aia, să vadă ce e altă. Și încă un lucru important, faptul că sunt născuți acum după 2000, sunt oamenii care vin să întoarcă și latura cealaltă. Așa. Să dea pagina și pe partea cealaltă. Până de curând am fost învățați un singur lucru. În mileniul lui 1, acolo am avut un singur conducător care ne spunea totul. Ce e bine, ce nu e bine, cum trebuie făcut, cum aia, cum aia altă. Totul era în același sens. Am făcut aceeași școală cu toții, același timp de învățământ. Toate lucrurile au mers într-o direcție. Știam bine ce e bine, știam clar ce e rău. Toate lucrurile astea au fost foarte clare. E, vezi că de ceva timp încoace, deja lucrurile încep să se întoarcă și pe partea cealaltă. Oamenii încep să își pună întrebări. Da, dacă n-o fi așa, da, vrem mai mult, da, haide să descoperim și altceva, haide să vedem și lucrurile încep să se transforme foarte mult.
E, în momentul în care punem la comun aceste două calități, dorința de a vedea cealaltă față și intensitatea trăirilor interioare, plăcerea de a face acest lucru, eu unul de aici mă aștept, cum ți-am spus, la foarte multe transformări cel puțin interesante. Multe vor fi conflictuale pentru că sunt totuși generațiile, să zicem, na, toți cei care bunicilor și ale părinților, chiar care vor fi de acum încolo, care au trăit și nu este nimic de acuzat aici. Au trăit în alte regimuri, în alte, cu un alt tip de educație și va fi dificil să se adapteze, să înțeleagă pe celălalt, să le înțeleagă nevoile, pentru că nevoile vor fi cu totul diferite. Și în primul rând mă aștept la un astfel de conflict, dar în al doilea rând vor fi și foarte multe, să le zic, descoperiri, foarte multe transformări cu care vor veni cei tineri. Și vedem deja în jurul nostru, chiar la copii și majoritatea care au copii mici, chiar după 2000 născuți, deja sunt înnebuniți și nu mai știu ce să zică despre ei, cum să comunice, ce să le facă, pentru că sunt foarte buni pianiști, sunt foarte buni cântăreți, sunt foarte buni dansatori, sunt foarte buni la foarte multe. A mai fost o perioadă la fel de diferită, decada din 2000 până în 2009. Așa. Acolo la fel au fost mulți copii care s-au născut cu foarte puține cifre în matricea numerologică, cu foarte multe goluri, să le zic așa, în matricea numerologică, dar acolo la fel sunt multe de discutat. Eu acolo aș vedea conflictul mai mare, între 99 și 2000. Așa. Tot ce a fost acolo, decada 90 cu 2000. Conflictul acolo va fi foarte puternic pentru că sunt generații total diferite, total opuse, eu le-aș spune. 9 este la un capăt, 0 este la un capăt. Și ar trebui să urmeze deja să înceapă să-și spună punctul de vedere, pentru că au trecut, suntem în 2019, deja au ajuns la, devin încă adolescenți, să le zicem așa, dar încep să crească, încep să aibă un cuvânt de spus. Și în perioada următoare, când comparăm anii 20, aceștia 2020, eu am mers un pic în urmă și am mai făcut niște calcule și în anii din urmă. Ne apropiem undeva la 60-70% de ce a fost în anii 1920. Și dacă este să-i luăm, să-i comparăm, chiar și prin filmele pe care le avem de atunci, din stilul de viață, sunt foarte mulți oameni care ar prefera încă să mai trăiască în acea perioadă de timp. Foarte tare! Pentru că era acea perioadă mai boemă, mai plăcută, mai oameni, erau femeile acelea îmbrăcate în rochii elegante, bărbații la fel se purtau și a fost o perioadă lipsită de evenimente marcante, anii 20. A fost primul război mondial din 14, 18, în perioada aia, după care anii 20 au fost destul de plăcuți. Chiar dacă luăm tot secolul 20, cam anii 20 au fost cei mai plăcuți. Eu nu mă aștept la ceva un pic mai plăcut de atât. Ce fain. Da. Mai plăcut de atât, dar și mai periculos în același timp. Pentru că... Dar ce costă periculozitatea? Uite, foarte mult se discută despre... Dacă o luăm pe latura asta spirituală, pentru că oricum într-acolo ne ducem, se caută foarte mult latura spirituală, a trecut perioada mentalului, perioada lui 1. Am intrat în perioada lui 2, în mileniul lui 2, care ține de sfera de inimă, de sfera sufletească, de emoțiile omului. Nu degeaba se spune foarte mult să ne coborăm mintea în inimă. Dar e o mare diferență aici. Sunt foarte puțini care înțeleg sau sunt foarte puțini care au reușit să-și controleze, să-și înțeleagă mintea și să se ajute cu adevărat de ea în viața de zi cu zi. Și sunt foarte mulți care rămân doar, să zic așa, conectați cu inima sau lasă emoțiile să-i conducă și de cele mai multe ori aceștia ajung fanatici. În orice fel de domeniu al vieții, în orice fel de aspect. Ajung de-a dreptul fanatici. Nu? Ar trebui o combinație dintre sufletesc exact, și rațional. Exact, în momentul în care ajungi să-ți stăpânești sau să-ți înțelegi natura umană, rațiunea ta de a fi,
și ajungi să controlezi cât de cât modul de gândire, această alchimie interioară dintre minte, suflet și trup. Poți să te joci cu ele, pentru că în general sentimentele sunt limbajul inteligenței corporale, limbajul intuiției interioare. Pentru că sentimentul s-a dezvoltat de-a lungul timpului, de-a lungul mileniilor, s-au dezvoltat sentimentele în sensul în care ne-au arătat care sunt mediile favorabile, care sunt nefavorabile, în cine să avem încredere, de cine să ne apropiem, pe cine să stimăm sau să iubim, sau pentru că am simțit că acolo este un mediu prielnic, un mediu în care putem să ne dezvoltăm. În caz contrar, dacă a apărut un dușman, dacă a fost vreun pericol, dacă s-a întâmplat ceva, s-au dezvoltat sentimentele negative, care ne-au făcut să dispărem din zona respectivă, să ne protejăm, să avem grijă mai mare de noi. Și cam despre asta este vorba în mare în aceste sentimente, pentru că ne arată, sunt niște indicatoare interioare care ne arată în ce relație ne aflăm noi cu mediul exterior în acel moment. Dar vezi, din păcate, toată perioada aceasta prin care am trecut în ultimul mileniu chiar, și-a pus amprenta foarte puternică asupra omului, în sensul în care a ajuns să devină foarte mental. Și atunci omul nu mai știe să asculte de partea emoțională, de sentimentele lui, și atunci știe doar ce trebuie sau nu trebuie. Nici așa nu-i bine. A intrat în tot felul de religii, în tot felul de credințe, în tot felul de, nu mă refer neapărat la cele instituționalizate, pur și simplu așa, credințe. Chiar și obiceiuri și tradiții și reguli care nu de fiecare dată sunt cele mai bune. Dar omul intră și le însușește și atunci ajunge să renunțe la tot felul de sentimente și de emoții și de dorințe interioare din cauza că nu trebuie să fac așa, mama mi-a spus să am grijă, tata nu mă lasă, nu știu, așa mai departe. Sunt foarte multe reguli de genul acesta la care omul renunță chiar dacă sufletul său îi spune altceva. Chiar și în momentul căsătoriei se întâmplă foarte mult, încă se întâmplă lucrurile acestea, sub forma de compromisuri în cea mai mare parte. În momentul în care omul face compromisuri, tot așa din punctul ăsta de vedere. Dar să revenim. De ce spuneam asta? Că mentalul fiind atât de predominant în viața omului, nu mai știm să facem diferența ce înseamnă trăirea aceea. Și sunt foarte mulți care se afundă în totalitate, uită, se dezic de această latură mentală, de această latură logică sau rațională a vieții. Și atunci trăiesc după tot felul de vorbe, de sintagme, trăiește clipa, își găsesc tot felul de scuze în general la ceea ce fac. Și foarte des ajungi, eu unul îi văd peste tot în jurul meu și din ce în ce mai mulți apar fanatici, oameni de-a dreptul fanatici, pe care este greu să-i mai aduci înapoi. Dacă nu e imposibil. Nu cred că este imposibil, oricum într-acolo se duce, da. Se duce spre imposibil, nu este imposibil, dar de cele mai multe ori nu mai are rost, pentru că, repet, urmează oricum o perioadă în care trăirile vor fi atât de intense, încât oamenii se vor mulțumi și cu acea nebunie interioară sau cu acea, chiar și cu o travă pe care o trăiesc și pe care o înghit, pentru că vor avea nevoia să simtă ceva intens. Va fi o perioadă dificilă, pentru că va fi greu să mai distingem între cine este omul acela lucid și calibrat și care este capabil în continuare să facă cât de cât un echilibru între toate aceste elemente și oamenii care s-au dus cu totul în acea latură nevăzută și neînțeleasă a vieții, rămân acolo și este greu să-i mai aduce înapoi. Ce va fi iar un punct foarte important de dezvoltat în perioada următoare, care ar fi bine să se pună accent, deși e deja foarte târziu, e trecut de ajun ca să mai îngrășăm porcul în momentul de față, este inteligența emoțională.
Păi deja există. Există, dar sunt foarte puțin. Sunt oameni care sunt specializați pe inteligență emoțională și noi încercăm să învățăm de la ei. Am descoperit și încercăm să facem ceva. Corect, dar de asta am spus că descoperirea sau ceea ce se întâmplă în momentul de față este deja mult prea târziu ca să putem avea speranțe sau pretenția că se vor întâmpla lucrurile într-un mod normal sau firesc. Suntem cu mult în urmă față de vremurile pe care le trăim. Mult în urmă cu educația noastră, cu pregătirea noastră, cu obișnuințele noastre, cu tradițiile noastre, cu absolut tot. Am rămas foarte mult în urmă. Iar lucrurile astea se vor vedea. Se vor vedea în viața noastră. Nu cred că suntem un caz pierdut. Nu, pierdut nu este niciodată, pentru că dacă eram cu adevărat pierduți, erau alte consecințe. Atunci apare altceva. Dar eu vorbesc doar de sau vorbesc doar pentru oamenii care mai au încă urechi să asculte și sunt informații pe care le pot folosi în viața lor. Sunt aspecte de genul acesta care mi-au atras atenția pentru că e vorba de 10 ani, repet. Nu, dacă era un singur an, atunci nu era mare diferență. Am mai avut cazuri de genul ăsta, ani foarte intenși, dar e vorba de 10 ani. Va fi o generație mare de tot, de foarte oameni bine, care, repet, gândește-te că sunt oameni care nu pot ține nimic doar pentru ei. Nu pot ține nimic înăuntru. Cum ar fi să ieși pe stradă și să vezi oamenii zâmbind și spunându-ți ceea ce au pe suflet? Tot timpul. Pe mie mi-ar plăcea. Mie mi-ar plăcea, dar va nu fi, la eu toată unul zic că din punctul ăsta, da, va fi atractiv. Aici va apărea conflictul, pentru că sunt, cum am zis, oamenii, mai ales cei fără doi, cu un singur doi, care se vor simți atacați. Ei au tendința să se simtă și între ghilimele, așa, vampirizați. Că cineva le suge energia, că cineva are ceva cu ei. Pentru că asta este stilul lor de viață, modul lor de viață și este foarte firesc și natural datorită calităților lor. Da. Ei au o cantitate redusă de energie și sunt oamenii care sunt reținuți. Știu că atât au de făcut, atât fac și fug acasă să se refacă, pentru că nu pot mai mult. Și ți-am dat câteva exemple, na, oamenii se pot gândi la ei, pentru că nu sunt nici, cum este de exemplu, Iohannis față de un Băsescu care 2 sau 3 de 2 are în matrice. Tot timpul, unul ca Băsescu n-o să refuze niciodată chiar și un conflict până la urmă. Pentru că e vorba de a experimenta ceva nou. Dar genul președintelui Iohannis este cel care vine, spune ce are de spus și s-a retras. Da. Asta îi caracterizează. Eu acum dau un exemplu care caracterizează foarte bine. La toți se întâmplă lucrul acesta. În funcție de alte calități, oamenii mai pot fi un pic diferiți, dar în mare, din punctul acesta de vedere al comunicării verbale, asta îi caracterizează foarte profund. Știi ce mă gândeam acum, spunând tu că există posibilitatea sau să vedem pe stradă oameni care zâmbesc tot timpul, mă gândeam că se va schimba, știi că acum se spune, păi mă duc prin oraș și văd numai figuri încruntate, numai oameni posomori. Râți. Deci o schimbare, chiar o transformare majoră. Da, știi care e semnalul cel mai mare de alarmă până la urmă? Copiii acestea se vor naște printre niște oameni pe care îi vor copia. Hai să spun și altfel, nu este obligatoriu că vor zâmbi, dar 100% vor transmite exact ceea ce au în interior. 100% fără niciun fel de reținere, fără nicio remușcare, fără să gândească vreun pic. De la 2 de 2 încolo, cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai puternic, sunt oamenii care, în momentul în care au găsit ceva pe stradă, exclamă. Poți să fii cu un grup de prieteni odată și pur și simplu, în momentul în care ajunge, vă plimbați undeva prin oraș, ajungeți într-un loc foarte frumos, cel care are cel puțin 2 de 2 va exclama ceva despre locul respectiv. Alții, fără doi sau cu un singur doi, sunt oamenii care în sinea lor acolo, wow, ce mișto să fac o post, asta se gândesc în capul lor și trăiesc pe interior, dar ceilalți vor exprima chestiunea respectivă. Tot ceea ce zace în interior și cu cât sunt mai mult de doi, cu atât sunt trăirile mai intense și flacăra mai mare, sunt mai vulcanici oamenii, totul iese în exterior. Tot. Fără niciun cenzor, fără, bine, cu mici excepții, dacă oamenii au interese, dacă oamenii sunt educați, dacă sunt diferite medii în care se află și atunci, dacă simt nevoia, vor putea să o canalizeze, toată această exprimare. Dar
Semnul cel mai mare de exclamare este asupra, repet, a părinților și a ceea ce vor învăța acești copii. Pentru că ei nu au de unde, chiar dacă se nasc în altă perioadă, nu se vor naște învățați sau gata programați. Se vor educa în următoarea perioadă și asta depinde foarte mult de modul în care vor fi tratați. Uh-huh. Și din păcate, zic eu, având în vedere că încă suntem în această perioadă de tranziție dintre anii 90, 90 și 80 și așa mai departe și anii 2000, diferența va fi mare. Și nu se vor înțelege atât de bine generațiile între ele. Și este foarte posibil să apară și mici conflicte care să le stârnească acestor copii, să le stârnească și sentimente negative sau să cultive în ei și sentimentele negative. Partea bună pentru ei este că nu le vor ține mult și vor arăta pe față. Oricum vor fi aspri. Vor fi foarte aspri. Da, în momentul în care... Nu acceptă să îi spui în față ceea ce gândești. Nu toată lumea. Poate, așa cum spui, ține de educație. Pentru eu la asta mă aștept, că la generațiile următoare va fi sub formă de... cum îi zice, sub formă de virtute. Să așa. Spui ceea ce ai, să dai afară totul din tine, indiferent că îi place, că nu îi place, eu într-acolo cred că se va considera, nu neapărat că va deveni, că va fi cu adevărat, dar cred că asta vor căuta tinerii din cauza teribilismului acesta. Aha. Și chiar și formă de fanatism, dacă vrei. Se vor duce în orice fel de extremă de genul acesta, numai ca să arate că au și ei ceva de spus. Aha. Deci vizați pentru anii următori ar fi părinții care își doresc copii și care trebuie să fie foarte atenți și mai ales la ei înșiși, ca să poată să educe copilul în așa fel încât să-i dea și libertatea de care are nevoie și să lase să-și exprime tot ce are de exprimat. Nu știu cum. Învățat tot ce înseamnă sentimente. Pur și simplu luat cărți, studii, orice înseamnă emoții și sentimente. Ce anume le generează? Cum pot fi înțelese? Cum pot fi canalizate? Dar niciodată nu... să nu încerce oamenii să și le rețină sau să caute să renunțe la ele, metode sau modalități prin care să renunțe sau să scape de ele, pentru că nu ăsta este scopul. Toate sunt benefice, absolut toate. Și cele pozitive și cele negative. Adevărata artă și maestria adevărată, dacă este să vorbim despre această maestria a lui 11, care este un 2, care la fel, acolo se duce și foarte mulți vorbesc despre acest număr maestru 11, maestria lui adevărată stă în acest echilibru între bine și rău, între realizarea echilibrului între stările emoționale pozitive și negative, pentru că asta îl definește în foarte mare parte pe un 11. Emoția. Nu înseamnă să fugim de cele negative, să ne ducem doar în sensul pozitiv și doar în bine și doar să trăim așa într-o bulă iluzorie că totul va fi bine și totul este roz. Nu este deloc așa, nici nu contează dacă este bine sau nu este rău. Important este să înțelegem ce generează, cum pot fi controlate, cum pot fi canalizate, ce se poate face cu ele mai departe, ceva constructiv. Și în al doilea rând, concluzia. Tot ce ține de inteligența emoțională. Deci, inteligența emoțională ar trebui, dacă zici tu că e târziu, sper să nu fie totuși prea târziu pentru unii dintre noi. Este târziu pentru ceea ce înseamnă o dezvoltare firească. Am înțeles. Dar altfel, niciodată nu e târziu și nu e imposibil nimic pe lumea asta. Interesanți ani ne așteaptă. De-abia aștept să ne revedem undeva pe la finalul anului, așa cum obișnuim noi să facem în fiecare an, și să ne povestești despre 2020 punct. Nu despre toată perioada care urmează după 2020. Interesante vremuri. Sper să facem față la explozia asta de, nu știu cum să spun, de exprimare liberă și așa mai departe. Pentru că copiii cresc foarte repede și foarte repede se vor manifesta. Asta înseamnă că și noi îmbătrânim la fel de repede, dacă... Da. O concluzie pentru cei care ne urmăresc, pentru că, știi tu, totdeauna când spui lucruri interesante, parcă trece timpul mai repede. Să asculte mai mult vocea lor interioară și să o lase să se exprime cu mai mult curaj, dar nu în modul nebunesc, în modul asumat. Adică să-și coboare mintea în suflet? Da, să coboare mintea în inimă și să vadă ce se întâmplă pe acolo și să experimenteze lucrurile acestea.
Eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit din nou să vorbim și uite ce lucruri interesante ne-ai zis. Adică, din punctul meu de vedere, au fost interesante, dar cu siguranță și cei care ne urmăresc vor fi interesați să afle mai multe. Ne mai vedem și poate mai găsim noi vreun subiect legat de treaba asta. În privința inteligenței emoționale, că mi-a rămas minte acolo, da, sunt cursuri, sunt cărți, da. Doar dorința să existe. Îți mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc. Iar dumneavoastră vă mulțumesc că ați fost lângă noi și în această seară. Ca de obicei, eu vă dau o reîntâlnire joia viitoare de la ora 8 seara, tot la televiziunea Arad. Toate bune și... toate bune! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.